Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Am două vești cu care vreau să deschidem emisiunea. Bună seara, Răzvan. Bună seara. Una bună, una proastă. Cu care să începem? Hai să începem cu vestea proastă, nu? Normal. Începem cu vestea proastă. Nici până în momentul de față nu sunt șanse să avem buget în perioada următoare. Și acum vestea bună. Și acum vestea bună, că trebuie să avem și vești bune, trebuie să dăm și vestea vești bune. Vestea bună e că probabil e mai bine așa, fără buget. Vestea bună este că domnul Claudiu Mandan și Olguța Vasilescu și-au luat casă. Da, uite un pic de lumină în sufletele noastre se mai găsește cu această ocazie. De... Nu bine orice fel de casă, nu orice fel de casă, că poate telespectatorii noștri își imaginează că acești tineri căsătoriți, viitor căsătoriți, în surăței, da? Nu sunt căsătoriți încă nu sunt cu acte. O să fie gălăgie mare când... Ce înseamnă un document când e dragoste? Mă rog, acești tineri nu își vor achiziționa o garsonieră confort 3 într-un cartier mărginaș. La Olguța Vasilescu un document înseamnă foarte mult. Depinde de document. Și la domnul Claudiu Mada, care este președintele Comisiei de Control SRI, documentul poate însemna enorm. Dar în condițiile în care își vor face dosarul cum trebuie, nu va lipsi nimic, vor fi și căsătoriți cât de curând și au cumpărat o căsuță, un cuib. Se poate întâmpla oricui să-și cumpere o casă de 150.000 de euro care să valoreze peste 1.000.000 și ceva în mod normal. În mod normal, da. Deci prețul total va fi 230.000 de euro. Mă rog. Dar mai are de plătit domnul Claudiu. Mai are de plătit mult până departe. Că și-a luat și două costume de haine, costum de ginerică, adică totuși a mai avut și alte cheltuieli. În imagini vedeți... Puteți vedea. Cu bușorul. Doar că uitându-ne la această casă, ea lejer valorează în mijlocul Craiovei, e vorba de o casă mare, lejer valorează 1.000.000 de euro. Totuși, vedeți, e o casă cu Swarovski, uite, nu știu, ce poate să dețină. Ușile dotate cu clanțe, cu cristale Swarovski, iar băile au robineți suflați cu aur de 24 de carate. Bă, ca la Ceaușescu, mă, mai știi? Că se discuta, dar el nu avea. Dar el nu avea. Nu, e sărac, a fost învinovățit degeaba. Oamenii ăștia chiar au. Deci chiar au băile cu robineți. Pe vremea lui Ceaușescu. Da. Că dacă ar fi fost, poate și-ar fi dorit și el, dar nu e. E pe vremea domnului Manda Swarovski la mare preț. Prețul inițial, apropo de preț al acestui imobil, în august 2018, când se făceau protestele alea frumoase prin centrul capitalei, deci prețul era de 385.000 de euro. Așa a aruncat-o pe OLX, posesorul. Pe OLX. Deci la o ocazie puteai să cumperi o vilă în Craiova cu 380.000 de euro. 385.000 de euro sau combinație? Da. Putea să spună câte camere are. Doamne, tot parlamentul are două camere. Da. Măcar casa asta să fie ceva mai spațioasă, noi știind că domnul Claudiu Manda și doamna Lia Olguța Vasilescu stau în camere diferite. Unul la Senat, celălalt la Camera Deputaților. Poate s-a păstrat organigrama și în și noi mai știm un lucru, Răzvan, că multă lume multe lucruri, dar nu putem să le spunem. Exact, multă lume s-a minunat în legătură cu mărăția acestei case. Pe de altă parte, ne aducem aminte că Olguța Vasilescu a fost ascultată în propria casă. Și a fost scandal mare până și la mitingul PSD ne-a bătut obrazul. Că mă ascultau sereiști în casă. Și atunci vedeți că, fiind casa mai mare, e mai greu de interceptat. Adică eu m-am gândit că ăsta a fost sensul, că o logică o avea. De ce te duce în dita mai hândrălaia de casă? Domnule Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control SRI, tot SRI-ul o ascultă. Băi, o asculta o SRI-ul pe Lia Olguța Vasilescu. Da, domnul viitor Lia Olguța Vasilescu ascultă SRI-ul în comisie, când dorește, la audieri. E un pic neclar ce se petrece aici. Înțeleg că plata finală va fi efectuată după nuntă. După nuntă, cu bani de la nuntă. Cu bani de la nuntă, deci aviz celor invitați, încercați să contribuiți, oamenii ăștia mai au de plătit până să se bucure pe deplin în... ca proprietari de această clădire. Acum am o rugăminte, aș vrea să vedem și casa din afară, dacă avem vreo imagine, că aș fi curios dacă are toate țigălele pe casă. Că, de exemplu, la domnul imobilul, Manda, da! Imobilul sigur are toate țigălele pe casă. Da. Imobilul despre care vorbim a fost construit în 1906, înainte să existe Partidul Social Democrat. A fost renovat recent de actualul proprietar și are o amprentă la sol. Vă spun că poate faceți o ofertă bună domnului Manda, o amprentă la sol de 90 de metri pătrați, o suprafață totală de 230 de metri pătrați și o curticică de 385 de metri pătrați. Ce nu știe domnul Manda, sau știe, dar nici nu vrea să se gândească la treaba asta, e că încă o perioadă demisolul, o parte din imobil, demisolul va fi ocupat de alți locatari. Deși după ce o cumpără va mai avea niște locatari pe acolo în demisol care vor circula, sperăm că nu sunt de partea opoziției să facă acolo deranj.
Sperăm că este partea bună, de partea social-democrată, că cei de la G4 Media l-au acuzat pe Manda, l-au, i-au luat un interviu, i-au luat niște declarații pe această temă și l-au acuzat că ar fi un, cum se zice, un social de caviar. Socialist, socialist chiar de caviar. Socialist de caviar. Și domnul Manda a avut o replică la treaba asta. E vorba despre împrumutul de la cunoștințe cu acte făcute la notar care vor putea fi văzute în declarația mea de avere. Venituri din cont, zice Claudiu Manda, o descoperire de card plus schimbul cu apartamentul deținut de firma la care sunt acționar. Sper că o parte din împrumuturile menționate să le pot returna până la nuntă sau din veniturile de la nuntă. Zice, deci practic mai degrabă socialist, zice, de, pe datorie. În ce mă privește, spune Claudiu Manda, nu sunt de acord cu sintagma socialist de caviar, exclus. E mai degrabă de socialist pe datorie, cum spuneai și tu. Da. Am găsit o casă. Am găsit o casă. A găsit o căsuță, dumneavoastră. Unde vrei să stea? În curtea lui Țăran din Teleorman a găsit această casă în mijlocul Craiovei. Că dacă ar fi dormit în camera deputaților sau la Senat, era, te-ai dus în Parlament să dormi acolo. Nu, omul a găsit o casă. Da. Modestă. Zvarovski, foiță de aur, robinet de aur, și nevoie, de aur. E nevoie să poată să stea în Craiova pentru că, ca să poată ține, să țină legătura cu electoratul local pe care îl reprezintă în Parlament. Trebuie să avem o casă acolo ca să putem... Cred că poate să facă și audiențe aici. Am găsit o casă, m-am împrumutat în stânga și în dreapta pentru a o putea cumpăra. Casa e pe datorie, mașina e încă în leasing, sunt într-o situație de socialism pe datorie. Știi, asta e ca o glumă care rula înainte de criză. Dom'le, vine criza. Cum să spun eu? Pesimistul spune, o să ajungem toți să ne împrumutăm. Realistul întreabă, de la cine? Asta e și întrebarea mea. Dacă ai putut să te împrumuți de jumătate de milion de euro aproape, zic că nu e atât de rău. Și întrebat în legătură cu aceste, mă rog, ce conține această casă, nu? Ce-am discutat anterior, cristale Swarovski, băile cu Robinescu, nu știu ce, întrebat în legătură cu chestiunea aceasta, a mai temperat un pic atmosfera, domnul Manda a venit un pic și a mai relaxat auditoriu și zice așa, că zice, nu asta m-a interesat pe mine, zice... Interesa să fie curată, să n-aibă gândaci, detalii de-astea pe care cu toții le trecem în vedere când cumpărăm un imobil. Apoi vreau neapărat să vă citesc care a fost fraza care l-a convins pe domnul Manda să cumpere clădirea, dar înainte te las pe tine. Păi nu, asta vreau. Eu spuneam felul următor, cum și-a promovat proprietarul casa. Pentru cei mai pretențioși și care preferă casele boierești, vă ofer spre vânzare un imobil special ce îmbină stilul baroc cu luxul și ceea ce înseamnă conceptul smart house. La exterior a fost izolată cu polistiren de 10 cm grosime. Da. Densitate, adică 10 cm și densitate de 80, iar la interior pereții au fost refăcuți și tencuiți și se bucură de vopsea decorativă de la San Marco, în stilul roxidan și stuco venețian. Cum să n-o cumperat? Acum pare rău că n-am văzut-o noi înainte. Deci, puteai să folosești tu demisolul, că înțeleg că oricum... Iată-mă că intervin, dar pe Claudiu Manda nu l-a interesat absolut deloc. Asta nu m-a luat cu prostiile astea. Deci nu l-a interesat... Clanța, vreau să știu. Eu am cumpărat... Toată imobilul... viața m-a interesat clanța. E clanța cu Swarovski? Nu, no, din potrivă. Eu am cumpărat imobilul clanța respectiv pentru că era într-o zonă bună, mi-a plăcut. I-am făcut proprietarului o ofertă care a fost acceptată. Nu l-am cumpărat pentru finisaje. Deci ce numești tu aici, Swarovski, nebunii? Asta sunt finisaje. Detalii, nu, oricum nu interesează. Dă-i la o mână de... Nu m-au interesat. Deci, nu, dă o mână de... Dă o mână de vinarom și aia e că nu-mi stau cu aurul ăla. Mie nu-mi place auriu. Imobilul corespundea nevoilor mele. Să fiu în centru, practic, să zicem, în centru Craiovei, ca să pot să țin legătura cu electoratul. Putea poate... să fie și din chirpici, păi el l-a interesat zona, clar, nu, dar înțeleg. În acest an mă voi căsători, zice, și așa, și aveam nevoie în zona respectivă. Proprietarul a plusat. Ca și exces de lux, deci el tot o dădea pe modestie, proprietarul a prezentat. Ca și exces de lux, în livingul de la parter avem un șemineu impunător și elegant în același timp. Păi și vă pe Claudiu Manda. Nu mă interesează. Și le-a, lasă-l, domnule, să vă nu-mi pasă, nu, oricum aprinde maragazul, arde acolo, că trece. Lasă-l, domnule, să te ce zice proprietarul? Toate camerele au candelabre import Italia. Îl fă pe Claudiu Manda, import Italia, ce să spun, că noi nu facem, am făcut și la Reșița. Ușile sunt dotate cu clanțe, cu cristale Swarovski, așa, așa. Băile au robinet suflați cu aur de 24 de carate, deci doar suflați, nu sunt aur masiv. Și Orguța Basescu, când e vorba de karate, știu care e centură neagră. Ia și de aplicat. Când a auzit de karate, s-a... Păi n-a spus, păi și soția mea e karate. Da. Centură neagră. Iar toate vasele WC au capace self-close.
La, ca să nu, că da, da, v-a văzut, vă văd cam uit-o ca așa, sunt self-close, stați liniștit. La mansardă, unde poate ar trebui să vă intereseze, domnule Manda, ferestrele au o perdea pentru întuneric. Nu vă vede nimeni, stați acolo, citiți documentele alea secrete de la comisie. Că ții minte, Claudiu Manda a cheltuit vreo 50.000 de euro pentru securizarea biroului propriu. Să poată să citească documente acolo, da, să nu vadă spionii lui Soros. Lucrează cu informații. Sunt acționate din telecomandă și sunt prevăzute cu senzori de ploaie și vânt pentru închidere automat. Deci nu te plouă în casă. Pe scurt, asta e partea bună. Deci nu importa, ca și mașina. Dom'le, mașina trebuie să te ducă din punctul X în punctul Y. Nu e important ce mașină ai. La fel și casa. Dom'le, stai un acoperiș deasupra capului. Și mi-aduc aminte că aceeași discuție și același stil de conversație s-a purtat și în momentul în care a intervenit problema cu Belina, cu lacul Belina, care devenise, dacă l-ascultați pe domnul Nicolae, o limbă de pământ. Dom'le, o baltă. O băltoacă. O băltoacă nenorocită. Era un ochi de apă, că a plouat, da. S-a strâns un pic de apă, niște mormoloci au văzut că mișcă, au zis, asta e baltă de pescuit. Ce baltă de pescuit, domnule, că erau niște ființe atâta, le prindeai cu degetele de la o mână. Așa și casa asta. Dom'le, a devenit dintr-o casă de 1 milion și ceva de euro, dacă ne uităm așa în mare și mai avem o oarecare impresie despre imobiliare, în centrul Craiovei, dita mai căsoiul ăsta așa, dom'le, nu e niciun caz 150.000 de euro, nici 200.000, nici 385, cât a cerut proprietarul. Este peste 1 milion de euro așa ceva, pe de-o parte. Pe de altă parte, acum știi cum e, prost nu e cel care, nu? Care oferă. Prost e cine votează. Prost e cine votează. Curtea este împărțită în 3 zone, o terasă acoperită cu perdea acționată electric, unde se află locul de luat masa și un grătar din cărămidă complet utilat, inclusiv plită și rotisor, o piscină încălzită de 8x4, cu cameră tehnică proprie și duș, zonă verde cu gazon, brăduți și plante ornamentale. Ornamentale, cum e și domnul Manda în Parlamentul României aici, a zis, plante ornamentale, îmi place că și de mine s-a spus așa, ani. Și ce bine a fost. Și ce bine a fost, am ajuns zita mai președinte. Dom'le, cum e bojdeu ca lui Creangă, asta e bojdeu ca lui Manda. Sau Mandea, cum îi spunea domnul Sârbu, așa îi zicea. Adrian Sârbu, Mandea. Bun, acum trebuie să le urăm, probabil că această casă va fi construită, înțeleg, și cu venituri luate de la nuntă. Acolo să vedeți nebunie la nuntă. Când vezi tacâmul acolo. Nu va fi greu de trecut până și așa. Și vezi ceva. Că Partidul Social Democrat vine după o nuntă grea? După nunta lui Dragnea Junior? Eu nu știu dacă și-a revenit, dacă s-a recuperat Partidul Social Democrat să meargă și la nunta doamnei Olguța Comandă. Deci, practic, putem să le, nu, să le urăm tinerilor în Sureței, nu știu dacă tineri, dar oricum în Sureței, nu casă de piatră, ci mai degrabă casă de Swarovski. Sau de, ca, 24 de carate. Adică 24 de carate. Piatra e puțin spus, adică ce e acolo nu e neapărat piatră. Dar la o așa frumusețe de casă, întreb. Ce mașină parchezi? Nu ca mașina ca mașina. Unde parchezi microrecitalul domnului Florin Salam? Unde îți cântă? Living? Unde-ți ori cântă? Unde, Răzvan. E important, trebuie să spui și ce capacitate are, da. Sala de concerte. Eu zic că eu vreau să am menționat mașina pentru că am mai avut un necaz domnul Claudiu Manda, a fost surprins în compania viitoarei sale soții în Piața Amzei aici în București, dar mai ales urcându-se într-o limuzină de lux. Nu era o limuzină de lux, era o mașină cu ITP-ul făcut. El a spus în felul, băi, vreau să aibă toate, să aibă asigurare, să aibă ITP-ul, să fie schimbat uleiul și să mergem, doamne, iartă-mă, de colo-colo, să aibă benzină în ea, nu mă interesează. Și a spus, nu avem decât această limuzină de lux. O să merg cu ea, putea fi și un trabant vopsit negru. Da. Îmi făcea Adrian Năstase, știi că Adrian Năstase își luase la un dat un trabant și la vopsit negru să creadă lumea de la distanță că merge cu o Volgă. Mă rog. Nu vreau să comentăm. Așa erau vremuri. Da, erau vremuri grele. Erau alte vremuri. Dar uite ce vremuri a prins domnul Claudiu Manda. Vremuri mai ușoare. Până la urmă, ce, Doamne, ca să cităm pe domnul Petre Daia, care și-a angajat fica la Ministerul Agriculturii, pe care, mă rog, îl și prezidează. Cât cât. Cu oarecare influență. Așa, a explicat, domnule, dacă pentru ai noștri nu facem. Acum ar zice și domnul Claudiu Manda. Păi dacă pentru noi nu facem, cum putem noi să oferim românilor pensii mari, salarii mari, condiții bune de viață? Dacă noi pentru noi, nouă nu ne oferim aceste condiții frumoase de viață. Hai să fim corect până la capăt și să precizăm că, într-adevăr, deși familia Manda Vasilescu așteaptă cu nerăbdare să se bucure de toate aceste facilități, și acest așa zis lux, eu spun că nu e lux, no. Eu spun că e normalitate. Eu spun că fiecare român ar trebui să aibă clanță cu Swarovski și robineți placați cu aur de măcar 18 carate, poate 24 pentru demnitar, 18 carate. E, haideți să spunem și telespectatorilor că acea piscină pe care am auzit-o în discuție nu e pentru ei, e pentru cormorani. Au cerut și o piscină încălzită, a zis, minim 8x4, cormoranii trebuie, cineva trebuie să îi reprezinte și cu cormoranii din România, care vor veni să facă băiță alături de doamna lui
locuia Olguța Vasilescu în piscină. Domnul Petre Daia și publicat pe Facebook-ul domniei sale niște imagini cu un cormoran în acțiune. După aia cred că le-a șters sau nu știu deci, ce a făcut. Dacă tot l-am denumit, da, după aia l-a șters. După aia l-a șters, le-a publicat, după aia l-a șters. Certe că noi l-am prins, am apucat să-l înregistrăm, știi cum e, să-l interceptăm. Și a publicat niște imagini cu un cormoran pe care aș vrea să-l dăm un pic, dacă putem acum, dacă nu mai încolo, ca să vă arăt că, până la urmă, omul a avut dreptate. L-a publicat în sensul în care, uite, râdeați de mine. Ia uitați-vă ce face un cormoran. Dacă ați râs de mine acum, uitați-vă și dumneavoastră cât consumă un cormoran. Deci asta e problema. Are consum mare, apropo de mașina lui Petre Daia, de mașina lui Manda, uitați-vă că consumă cormoranul. Nu mai zic de mașini. Vedeți? Un cormoran care, niște pește? Care a crescut foarte sărac, că nu se mai oprește. Un cormoran fomist, aș da. Putea spune. Da, domne, se mănâncă și cormoran ăștia. De eu te întreb, a băgat acolo 10 pești în interiorul său, da? Sau da. Câți a mâncat? Păi da, și mai vine și peste o oră, are 3 mese de-astea pe zi, a mâncat cormoranul ăla, băia 5 pești și 2 săptămâni nu mai ai treabă cu el. Adică prezentăm, mă gândesc că nu mănâncă zilnic ația corect, pești, corect, nu? Corect, că și-ar tripla greutatea de la o zi la alta. Da. E imposibil. Adică și povestea asta cu vine cormoranul și mi-a mâncat o pește. Tu nu mai faci apel mai la calm. Pescuit oceanic, că au venit cormoranii peste noi. Ca să traduc momentul acesta, tu faci un apel la calm, nu? Să rămânem liniștiți la locurile noastre. Fac apel la IQ. La IQ. Și acum rămânem pe zona de buget, pentru că am văzut bugetul domnului Manda, care acoperă, domnule, ai văzut, deși mic, vezi, e un mesaj pe care îl transmite în piață. Domnule, cu bani puțini ne permite mult. Nu e nevoie de bani mulți. Asta explică domnul Manda cu acea casă, cu acea mașină. Domnule, avem un salariu mic, o indemnizație de parlamentar și eu și... Mă rog, soția mea, femeia mea, cum să-i zicem așa, 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 și din banii ăștia ne gospodărim astfel încât dacă, probabil dacă nu face excese, îți permite o mașină de lucru, o casă de lucru. Nu beau, nu fumează, nu. Da. Stai seama, au pus deoparte, au așa. Că văd că și cu bugetul ăsta, că toată lumea vine și bate la ușa domnului Dragnea, acea ușă celebră de la Parlament, da. Toată lumea vine și bate și încearcă să tragă pe partea lui bugetul. Ăștia de primarii că să vină bugetul la noi. Ăsta la altul de la alde că să vină bugetul la noi. UDMR-ul să vină bugetul la noi. Dom'le, nu mai știe nici omul ăsta cum să-l împartă. Uitați-vă și nu trebuie bani mulți dacă știi să vă gospodăriți. Dacă ești un eficient manager. Deci, știi, da, mă gândesc acum că domnul Aladin, președintele Consiliului Județean Mehedin, se uită așa cu jinț spre Liviu Dragnea și spune, la omul ăsta se strâng pe etaj toți să-i bată la ușă. La mine se strâng în fața ușii să mă bată pe mine. Adică e, totuși să-ți bată la ușă, da. E încă bine, îți dorești. Băi, unde ai venit? Să bat la ușă. La ușă bască, vrei? Nu bate la președintele tot Consiliul Județean. E rugămintea. Da. Să-i batem și obrazul domnului Dragnea, că totuși e undeva, deja suntem în luna februarie. Vorba aia au strâns decorațiunile de Crăciun din București. Mi s-a părut că e cam gol. Și el încă nu a făcut buget. De ce l-au luat atât de vreme? Da. De ce l-au luat atât de vreme? Consiliul Fiscal arată în opinia oficială pe marginea proiectului de buget că are rezerve față de creșterea masivă a încăsărilor TVA proiectată de Ministerul Finanțelor. Adică în momentul când ne calculăm bugetul, o să vedeți, acum îl împărțim, dar înainte să-l împărțim, să-l calculăm. Și în momentul când îl calculăm atât de anapoda, după aceea, sigur, nu mai poți să te miri. Că, domne, nu deci au ieșit bine calcule. S-a exprimat extrem de eufemistic Consiliul Fiscal. Da. Ce vrea Consiliul Fiscal să vă spună, care e format în niște specialiști, e că acest buget n-are nicio legătură cu ce se va întâmpla. Pentru că e ca și cum domnul Manda ar fi spus, să cumpărăm această casă. Cât e? Bă, preț de vânzare 385.000. Și noi ce salariu avem? Păi avem câteva mii de euro indemnizație de parlamentari. Și ne permitem? Uite dacă găsim o geantă cu 200.000 de euro pe jos. Ne permitem. Hai să mergem pe varianta asta. Guvernul României a făcut bugetul în felul următor. Dom'le, ăștia sunt bănuții pe care am reușit să-i colectăm. Atât produce statul român. Da. Dar vom cheltui atât. Păi din ce? Poate găsim la loto. Poate găsim câteva miliarde de euro pe drum. La un țăran din Tellerman în poate curte. Întâmpla orice. Deci s-a mers pe varianta asta. Spune Consiliul Fiscal. Veniturile din TVA sunt proiectate să crească cu 17%. Comparativ cu nivelul din execuție aferentă anului 2018. Dinamica avansată pentru încasările din TVA o depășește substanțial pe cea a consumului privat nominal net de autoconsum prognozată de CNSP, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, adică 8%. De altfel, din cele 7,5 miliarde de lei pe care textul raportului la buget le indică la pagina 9 de venituri suplimentare din măsuri de îmbunătățire a colectării ce urmează să fie luate de ANAF, 6 miliarde de lei ar reveni veniturilor suplimentare din TVA. Adică oamenii ăștia au jucat totul pe cartea TVA-ului. Zic, că din TVA trebuie să vină. Păi ce te bazi? Numai că TVA vine. Na, dacă nici din TVA nu câștigăm bani. Problema va fi atunci când nu vor veni bani. Și atunci vor apărea la televizor cu fețe lungi
Dacă nu se plătește TVA, dacă nu se colectează. Și vor da TVA, vina pe dumneavoastră. Vor da vina. Vor da vina pe dumneavoastră. Dacă nu cheltuiți, dacă nu, nu știu ce faceți cu bani. Case nu vă luați. Clanțe cu Swarovski. Nu mai creșterea economică bazată pe consum. De ce nu consumați? De ce nu consumați? Bun, acum eu vă mai dau o veste în legătură cu acest buget. El are un, are oarecare, un oarecare traseu. Adică, el mai de, întâi trebuie să fie adoptat de guvern, după care trebuie să fie votat de Parlament, unde intervine în cazul domnului Dragnea, care, sigur, Parlament în față există, doar că nu mai sunt parlamentarii lui acolo majoritari. Dacă stăm să o luăm așa un pic la mână, fără UDMR, bă, foarte greu va trece bugetul acesta. Și atunci îl vedem pe domnul de la UDMR, îl vedem pe domnul Kelemen Hunor, care tot bate pe la ușa domnului Dragnea și tot intră, este, e filmat zilele acestea, este, intră încântat, este dezamăgit, intră așa, există o dinamică acolo și eu vă spun, dacă nu obține pentru regiunile lor UDMR-ul, nu obține un buget enorm, un buget indiscret, ca să zicem așa. Indecent, ca să zicem chiar așa. Și atunci o să vedeți că o să ne rugăm de ei să ia autonomie locală. Luați autonomie. Că și așa nu ne descurcăm. Ne mai costă și ardealul ăsta. Nu ne permitem. Deci nu o să ne permitem pe ăștia până Harghita și Covasna pe acolo. O să vedeți că nu-i permitem. O să ne rugăm de ei cu ținutul secuiesc. Luați-l. De ce nu vă faceți voi ținutul secuiesc să vă autoguvernați pe banii voștri? Nu mai sta să vă ia Bucureștiul banii, că voi aveți bani acolo, știi? Adică ușor, ușor să spun. Dar și Moldova are o tradiție. Nu a fost, domne, principat și el de sine, să n-avea domnitorul său. Da. Înainte de unirea principatelor, cum funcționau lucrurile atât de bine, știi? Ușor, ușor o să fie fiecare pe treaba noastră, pentru că în momentul de față, Partidul Social Democrat, care, sigur, pe zona de matematică ar putea apela la competențele doamnei, cum o chema noi, pe Roberta Anastase. Roberta Anastase, deci doar Roberta Anastase, dacă îi numără parlamentarii domnului Dragnea, mai găsește majoritate parlamentară cu PSD și ALDE, altfel. Și apropo de matematică. Altfel nu. Altfel nu, apropo de matematică, Raluca Turcan, uite, face o constatare, vine cu o constatare matematică îngrijorătoare pentru Liviu Dragnea. Adică oamenii ăștia trebuie să schimbe un pic și legile astea ale gramaticii, e clar că trebuie să le schimbe în favoarea lor, că e clar că sunt în defavoarea lor făcute legile gramatici. Dar, uite, și legile matematice ar trebui schimbate. Uite, PSD a pierdut majoritatea în Camera Deputaților și potrivit legii trebuie să diminueze ponderea în conducerea Parlamentului. Opoziția ar trebui, zice doamna Raluca Turcan, să poată merge cu doi colegi în plus la biroul permanent. PSD trebuie să respecte regulamentul, matematica și faptul că le fug deputații. Deci face apel doamna Turcan la regulamentul Camerei Deputaților. Da. Am înțeles. Deci pe unii lideri ai Partidului Social Democrat nu i-a emoționat codul penal. N-ai reușit. Ai venit cu codul penal, a zis sigur nu te contrazic, dar nu e genul meu. N-a produs efecte. Ca să n-a produs efecte asupra liderilor PSD, da. Codul penal. Și vine doamna Turcan, măi, codul penal. Sunt legile justiției care, iarăși, înțeleg că nu. Iar, lasă-le, da. Constituția României, parcă nici aia nu. Dar regulamentul Camerei Deputaților? Să încălcați regulamentul Camerei Deputaților? Să vezi ce șocată o să fie doamna Raluca Turcan când o să spună PSD-ul, măi, o să te surprindem. Nici regulamentul Camerei Deputaților nu ne convinge atât de tare. Deci ce se așteaptă acum? Ca domnul Liviu Dragnea să spună, măi, oameni buni, acum că există un exod masiv de parlamentari din Partidul Social Democrat, văd că nu se mai simt reprezentați de noi, haideți să dăm niște funcții opoziției. Și nu credeți că o să-și dea și demisia din fruntea Camerei Deputaților? Dar poate se retrage de la guvernare. Și spune, haideți, vă rog, e momentul opoziției. Chemați-l pe domnul Dacian Cioloș, e, mai e afară, mai e în stradă. Auziți-l înăuntru, haideți. Dar poate declanșează alegeri anticipate. Și poate, magie, poate se autodisfințează PSD-ul. Ar fi la fel de probabil, din punctul meu de vedere, da, ca situația să respecte regulamentul când e în defavoarea sa. Și apropo de această Cameră a Deputaților, unde în momentul de față Liviu Dragnea este foarte puțin reprezentat, pentru că se pleacă către partidul domnului Ponta, în urma scandalului cu domnul Ponta, când domnul Dragnea a apărut și a zis, domnule, ăsta vine cu acoperiții lui și ia în partid și așa mai departe, Victor Ponta... Nu, vine cu acoperiții lui domnul Dragnea. Da, asta ar trebui, domnul Dragnea, că acoperiții nu s-ai lui Ponta. Ponta Victor doar Ponta îi dă o replică și aduce aminte lui Liviu Dragnea când îl bătea la cap pe George Maior să o angajeze pe iubita lui de atunci, din perioada respectivă, la SRI. Tot explicai că ea știe rusește, că ea a studiat la Moscova, zice Ponta. Și acum asta și ne-am uitat un pic noi despre cine e vorba. În primul rând, noi trebuie să înțelegem un lucru. Deci Liviu Dragnea a mai avut o iubită înainte de Irina? Și era extrem de... Asta ar fi... Deci... Nu-i la primul mandat, e clar, a mai convins pe cineva. Deci a mai avut iubită. Soție, a mai avut... Soția am auzit, na. Dar a mai avut iubită. Am auzit de la instanță, până la urmă. Am aflat când a divorțat, știi cum e. Zice domnul Ponta...
domnul Ponta și dacă mergem pe mâna lui, ajungem la doamna Cătălina Ștefănescu, fost deputat PSD, de Telorman. Deci, practic, îl avem pe Liviu Dragnea acum total nereprezentat în Camera Deputaților și uite ce bine era reprezentat pe vremuri de doamna Cătălina Ștefănescu. Îmi aduc aminte că tu îl băteai la cap pe George Maior, spune Victor Ponta, adresându-se domnului Liviu Dragnea. Să o angajete pe iubita ta de atunci la SRI, că erai căsătorit, nu contează. Că tu ești cu familia tradițională, în ghilimele. Și tot explicai că ea știe rusește, că a studiat la Moscova, a scris Ponta pe Facebook către domnul Liviu Dragnea, da. După ce domnul Liviu Dragnea l-a făcut securist pe domnul Victor Ponta. Și ăsta e un meci foarte interesant în care pentru prima dată îi cred pe toți PSD-iștii implicați în discuție. Îl crești pe domnul Dragnea, da. Când îl face securist pe Victor Ponta? Pare credibil, de data asta pare credibil. Îl crezi și pe domnul Ponta? Dar mai ales îl crezi pe domnul Ponta. Când îl acuză pe domnul Dragnea. Pe, da, celebra tânără despre care s-a vorbit aici și a dat și un interviu cu ocazia mandatului. Dar doamna Ștefănescu nu era iubita domnului? Că intrăm, nu știu, Răzvan, intrăm nu în să... zona asta care nu mi-ar fi ne-a plăcut băgat, să fie dezbătută Victor în emisiune. Aici. Da. Da, doamna Ștefănescu nu avea o relație bazată pe respect, sprijin încredere și, respect și, și cu sprijinul, bravo. Da. Cu domnul Dan Șova? Posibil, nu știu. Eu acum văd că e trecută în tabăra lui Liviu Dragnea. Păi nu se iubea infernal în luna lui Marte sau ploua infernal, mă rog, se întâmpla ceva infernal când se iubeau oamenii ăștia? Nu prin pansar de cip în cameră, Camera Deputaților, nu știu, Șova cu nu știu Ștefănescu. Povestea. Nu știu povestea și... Eu știu că avea o relație extrem de publică, era toată lumea știa. Numai tu nu știai? Dar m-a făcut eu cunosc cu vecinii toți, doar tu nu i-ai cunoscut. Sunt șocat. M-a făcut atent domnul Ponta la această tânără care și-a încheiat mandatul în Camera Deputaților, dar a lăsat în urmă un interviu foarte frumos. Și-a lăsat în urma sa un interviu. Sunteți născută, ci de la adevăr, eu. Zice, trebuie să te născută la Râmnicu Vâlcea, trăiți în București și reprezentați în Parlament o parte din populația Telormanului. Nu e o problemă aici, nimeni nu-și alege locul în care se naște, este răspunsul tinerii. Nu aveți niciun regret în viață? V-a trecut un sfert de veac, v-a trecut un sfert de veac din viață, întrebau jurnaliștii de la Adevărul. Da. Bă, doamne, da, am un regret. Mi-aș fi dorit în facultate să facem mai mult limba rusă. Ar fi vrut. Știi, la, în România există și o expresie frumoasă ca limba rusă. Da. Doamna Cătălina Ștefănescu, sunteți atipică pentru popor român. Asta regretați? Insistă jurnalistul. Că n-ați făcut mai multă rusă? Deci dintre toate lucrurile pe care le puteți regreta... L-au apucat toți vracii pe reporter. Și zice, da, pentru că mi-a plăcut rusa. Da. Ați citit Dostoevski în original? Ar fi trebuit să răspundă, nu, doar Zvarovski. Nu în original. Sunteți filorusă, concluzionează jurnalistul. Și Cătălina Ștefănescu... Ca o acuzație. Închide discuția. Nu. Sunt deschisă. Da, deschis, să fim mai deschiși un pic către mai multe. Ea a mai avut un necaz în sensul în care, deși avea o facultate de limbi străine terminată, domnule a lucrat ca consultantă la o fermă de vaci. Nu de porci? Sau de porci, nu, de porci. Nu, de vaci, de vaci era. Păi da, era de vaci. A consultat la o firmă de creștere a vitelor. Păi da, și eu întreb, de ce n-a lucrat la o firmă de porci? De ce nu, corect, de ce? Că n-ar fi avut acolo în proximitate? Da, cum se leagă facultatea de limbi străine pe care ați absolvit-o cu meseria pe care ați făcut-o? Domnule, nici vacile nu vorbesc limba română, deci, după cum ați văzut... Zice, stați puțin, eu nu dădeam de mâncare văcuțelor, zice ea. Se realizau întâlniri cu parteneri externi. Au fost multe întâlniri cu China, de exemplu, zice. Am organizat aceste întâlniri, am fost traducător, am citit documentele. A fost traducător? Da. Și ce știe chineză? Nu știu, dar uite ce întreabă reporterul. Zice, știți ceva despre creșterea vacilor? Refuz să dau detalii despre această firmă pentru că sunt lucruri confidențiale. Dar și detalii despre vaci. Despre vaci puteți să dați detalii? Exact. În imagine aveți, stimațele spectatori, efectul Dan Șova asupra doamnei Cătălina Ștefănescu. Ați văzut-o puțin mai devreme la preluarea mandatului. O vedeți cum a părăsit mandatul. Dă nerecunoscut, mi-aș permite să afirm. Dar stați liniștiți, oameni buni, bărbați în special, a intrat la pușcărie Dan Șova. Bine, nu pentru ce vedem în aceste imagini, dar a intrat la pușcărie. Adică un fel de reparație morală există. Se poate să fi fost. Și oamenii care au acum toate datele astea ar putea crede că v-ați angajat pe pile. No, ei, zice, ce fel de oameni, Radu? Total greșit, zice, n-am avut pile și acum dacă dau un interviu o să vedeți că sunt șanse mari să mă angajați și la Adevăr. Păi la Adevărul... Nu știu ce să zic, dacă chiar la Adevărul este ceea ce vă doriți în viață. Dacă o publicație pentru domnule. Nu știu dacă Adevărul vă avantajează, doamne. Nu știu dacă Adevărul vă vine bine. Sincer, nu știu. Domnul Liviu Dragnea îi vine bine, mă sigur, Libertatea. Adică e gară treabă. Ar fi putut și doamnei Dăncilă, am văzut că i s-a potrivit Libertatea. Da, dacă mă înțelegi, doamna Ștefănescu ar fi putut lucra la Adevărul, dar pe stil vechi, pe scânteia. Mi-era pe vremuri Adevărul.
multe lucruri s-au schimbat între timp și nu se mai adaptează atât de bine. Asta să luăm o scurtă pauză cu ocazia zilei de astăzi, după care ne întoarcem cu imaginile și informațiile cele mai importante. Bună România!